Apariția în vis a unei persoane decedate ne face să ne simțim inconfortabil și uneori poate fi chiar terifiant. Dar ce ne facem când persoana decedată se trezește? Potrivit studiilor, visele despre moarte și în special visele în care cineva drag revine printre noi sunt foarte comune. Iată ce simbolizează un astfel de vis. Ce înseamnă când visezi mortul viu? Visele reprezintă o oportunitate pentru a ne explora gândurile și emoțiile. În timp ce ne odihnim conștientul, subconștientul procesează informațiile primite pe cale senzorială de-a lungul timpului și încearcă să înțeleagă, să explice și să facă diverse conexiuni. Moartea unui membru din familie sau a unei persoane apropiate reprezintă un eveniment devastator pentru oricine și aduce în sufletele celor rămași doar suferință și regrete. Fiind un subiect atât de sensibil, în mod natural nu vorbim foarte des despre moarte. Ne este greu să ne exteriorizăm sentimentele și preferăm să ținem pentru noi ceea ce simțim față de un astfel de eveniment. Fiecare dintre noi va trece peste moartea cuiva drag într-un mod diferit, în funcție de personalitatea pe care o avem. Unii dintre noi devenim mai tăcuți și mai îndurați, mai absenți din viața de zi cu zi, alții ne implicăm în cât mai multe activități pentru a ne ține mintea ocupată și a ne distrage atenția, iar alții preferăm ajutorul unui specialist. Dar adevărul este că nimeni nu poate să fugă de trauma pierderii unei persoane apropiate. Și chiar dacă în aparență credem că am depășit pierderea, subconștientul lucrează cu informațiile pe care le are și așa, este posibil ca, spre exemplu, să visăm mortul viu. Ce simbolizează mortul viu în vis? În funcție de persoana care reprezintă mortul viu, un astfel de vis poate fi interpretat în două moduri. O persoană cunoscută. Dacă persoana care învie este un cunoscut care din păcate a decedat, visul poate marca faptul că te-ai împăcat în sfârșit cu ideea că aceasta nu mai este printre cei vii. Înseamnă că ți-a fost foarte greu să treci peste această pierdere, dar că ești gata să-ți continui viața. Este posibil chiar, în subconștientul tău, să te simți vinovat pentru că nu te mai gândești atât de des la aceasta sau pentru că ești fericit în viața de zi cu zi. Adevărul este că în astfel de situații lucrurile nu pot fi împărțite numai în alb și negru. Poți păstra amintirea vie a unei persoane dragi decedate fără să te privezi de propria viață. Este nevoie de timp să te acomodezi cu ideea și apoi lucrurile vor decurge în mod natural. În cazul în care mortul viu este o persoană necunoscută sau o persoană cunoscută care este în viață, atunci este foarte posibil ca visul să nu aibă legătură cu persoana în cauză. Un astfel de vis simbolizează faptul că nu ți este teamă de moarte. Faptul că vezi moartea ca pe un nou început. Poate că o persoană dragă ție aflată în suferință se apropie de momentul trecerii în neființă, ori poate că recent te-ai aflat la un pas de moarte. Visul este o confirmare că nu trebuie să ne preocupe finalul vieții, ci parcursul pe care îl avem în aceasta. Când mortul viu îți vorbește în vis, înseamnă că trebuie să ieși din zona ta de confort și să-ți rezolvi problemele pe care le-ai tot amânat. Poate că ți-ai neglijat sănătatea sau că ai evitat o confruntare. Este momentul să preiei controlul asupra vieții tale și să nu mai amâni lucrurile. Această simbolistică vine din faptul că asociem oamenii decedați cu înțelepciunea și cu adevărul absolut. Ei, care au cunoscut adevărul prin moarte, vin și ne spun cum ar trebui să se întâmple lucrurile. Ne ajută să îndreptăm aspectele care nu sunt în regulă în viața noastră. Fie că este vorba de o persoană cunoscută care obișnuia să ne dea sfaturi, iar acum acest fapt ne lipsește, fie că este vorba de o persoană complet necunoscută. În acest caz, nu are nicio importanță cine este mortul viu care ne vorbește, pentru că, de fapt, visul este despre noi, nu despre interacțiunea noastră cu alți oameni. Faptul că o persoană decedată ne vorbește în vis este în semn că trebuie să ne focusăm pe propria viață și să ne rezolvăm propriile problemele, în primul rând. Ce înseamnă 100 ani visezi că mortul îți dă ceva? În unele tradiții culturale, se consideră că dacă un mort îți dă ceva în vis, acesta încearcă să-ți transmită un mesaj sau să te ajute într-o anumită situație din viața ta. Obiectul primit poate fi un simbol al acestui mesaj sau ajutor. În concluzie, iată ce înseamnă când visezi mortul viu. Deși sună înspăimântător,
cu siguranță că nu există niciun motiv să te temi. Un astfel de vis fie marchează faptul că ai făcut pace cu gândul că o persoană dragă ți-a murit sau urmează să treacă în neființă. Este mesajul subconștientului tău că trebuie să-ți continui viața și să-ți rezolvi problemele fără să te lași intimidat de subiectul morții, care nu este nimic altceva decât o altă etapă a vieții.